Am mai văzut două colonial de când eram tânăr frumos. Trăiască România Mare! Să vă salut! Trăiască România Mare! Unde e chilicotare? Chilicotarele legale, naționale. Noi pământ străin nu dorim. Nu dorim, absolut. Și a nostru măcar. Toți ne aparținem, eu sunt soldat și totdeauna îmi stă gândul minte și mintea mea e îndreptată. Cum să facem ca fiecare milimetru de pământ românesc să fie adus acasă, în trupul mamei, în țara mare, în România. Asta trebuie să fie gândul la fiecare, nu numai a fiecărui soldat. Păcat că polițienii n-au acest gând, e mare păcat. Nu, dar vedeți că noi spunem mulțumesc gândesc, pentru grădinism, mulțumesc pentru șoncă, pentru energie, dar numai nu vrem acasă. Mai promovează prostia omenească, precum că nu-i momentul, nu-i. Va veni timpul, trebuie până când să tăcem, dacă vom tăcea, să vă uita tot. Dar nu vezi că... Ceea ce am avut și din ceea ce avem vom pierde. Vedeți că ocupanții prind la curaj, iată în parcă de parcă ocupanții deja încep a vorbi, că îi grămădește șor să duc la protest. Deci, eu am trecut numai și printre dânsi, printre toți. Da, deci, nu șor îi adun. Șor este un răpănos, un caznocrat care a furat caznaua statului Republica Moldova. În fapt, nu el a făcut acest lucru, l-a organizat și l-a condus serviciile de spionaj a Federației Rusă pentru a discredita clasa politică de la Chișinău, a ne descuraja, a ne prosti, a ne dezamăgi. Deci nu face răpănosul ăsta atâta val. Deci aceasta, un sistem întreg este bine pus la punct de structurile secrete a serviciului de spionaj, în special a serviciului de spionaj militar. Asta trebuie să înțeleagă mult. Se ocupă de Republica Moldova, de Ucraina, aici pe această direcție, Bosfor, Cartanele, și sunt interese Șor, Platon. Băi, oameni buni, nu vorbiți cu un răpănos ca Platon, poate fura din caznaua rusească 22 de miliarde să le aducă în Republica Moldova și să spele. Deci aceasta a fost operațiune a serviciilor de spionaj secret pentru a dezbina Europa. Deci banii au plecat în Europa, în Catalonia, în Grecia, da, la alți nimerniși, cum ar fi în Ungaria, care iar vorbesc prostii, în Franța pentru Le Pen și multe alte nebunii. Aduceți la mine din Natalia Cazlovska, cine a fost finanțat? Anume din milioanele astea, miliardele astea care au fost furate. Uniunea Europeană. Domnul colonel, dar în contextul discuțiilor din ultima perioadă de la Paris, unde au fost mai multe țări care au venit în ajutorul Republicii Moldova, credeți că se discută în serios la București și la Paris și în alte capitale europene reunificarea noastră? Deci eu cred că ei au înțeles că securitatea europeană depinde mult și de noi. Argumente, chiar aceste câteva milioane de români care locuiesc aici, dispărțiți de țara mare, nu au mari puteri. Și nici România care stă anume la hotar, fostă Uniunii Sovietice, fostul Imperiu Rus, deci fărmițată, ei nu are puterea necesară pentru ca să opună o rezistență cât de cât acestui val puternic care vine de la răsărit. Dar iată unificată, România reîntrăjită, devine mai puternică. Sau... De ce devine foarte puternică și poate să o pună o rezistență în continuare împotriva valului care vine de la răsărit barbar și expansionist. Dar și partea economică, europenii au înțeles că integrarea noastră poate dureze încă 10-20 de ani, dar unificarea asta înseamnă... Deci este o părere greșită. Republica Moldova, în situația... Nu, prin reîntregire, mai rapid. Chiar dacă atunci o guvernare excepțional de bine pregătită, nu va reuși nimic. Deci nu vom ajunge în Uniunea Europeană niciodată. Uniunea Europeană putem intra pe o singură cale, numai prin București. Prin București. Numai prin reîntrăjire cu țara mare. Nu există să putem noi să ajunge. Nu avem gând să trăim o industrie care se corespunde cerințelor. Nu, nu. Noi și-o mai rămas acută, iem și dăm la metal. Asigura financiar toate necesitățile și toate problemele cele care ne pun Uniunea Europeană să le rezolvăm. Nu le putem. Nu ne ducem. Deci putem numai în cadrul României mari. Mulțumim, doamna tu. Mai vorbim despre... Bunielu, Dumitru. Un grup de patrioți așteaptă
ora 10 ca să depunem flori aici la Ștefan cel Mare. Care reușit să veniți până la ora 10, vă așteptăm aici cu mare drag.